Ce cauți acolo? Dă-te jos. Nu mai știi să te dai jos? Nu mai știi să te dai jos? Hai la mama. Ți-e frică? Hai tu. Să nu te mai urci aici, da? Să nu te mai urci. Este 1 fără 10 ceasul. Dar de ce te urci acolo? Ți-am să nu te mai urci. Nu te mai dau jos. Treaba ta. Florin a plecat de dimineață la Frankfurt să facă rost de medicament. Este destul de departe de noi, dar este singura farmacie din Germania de unde putem obține acest medicament. Claudița este destul de agitată. Este destul de agitată și de morcoveață. Melisuca se cațără peste tot. Mie mi-e foame. Am destrâns aici hainele că n-am reușit să le strâng încă pe toate. Că nu pot. Vreau să bag la spălat, dar cum n-am folosit mașina de spălat vreo lună de zile, i-am dat să se spele singură odată, să se autocurețe. Și după aia vreau să bag și la spălat. Nu știu de ce, dar nu mă bucur că sunt acasă. Poate mi se pare absurd, dar cred că durează să ne reobișnuim acasă. Dar o să ne reobișnuim, nu este nicio problemă. Am o grămadă de treabă. Am editat și filmulețul. Bine, am editat. Le-am lipit acolo filmulețele, că am filmat foarte puțin ieri. Le-am lipit și se salvează. Și cam atât deocamdată. Ar trebui să se bage fetele mele la Nani, că este unul aproape. Și eu să văd, poate reușesc între timp să mai fac câte ceva. Claudita, tu. După ce ai urlat, de mi-ai zăpăcit neuronul, acu râzi. Tu, iubita mea. Melissa, tu? Ia, de la mami năsucul. De ce ți-ai dat jos șosetele? Da, palea, de ce ți le-ai dat jos? Care sunt impresiile? Artistice. Cum e prima zi acasă? Alergătură. Alergătură? Și Claudița cum e? Claudița este nașpa. De ce ești nașpa tu, furtunoasă? Face multe crize. Când ne-au dat așa brusc drumul de la spital, n-am avut timp să ne organizăm un pic. Dar în Dumnezeu, am fost azi, am dat comandă de medicament și cu ajutorul lui ajunge luni și putem să-l luăm. Unde ajunge? Că trebuie să duci la... La farmacie, pe ajunge, îl prepară. Deci trebuie să mai duci încă o dată la Frankfurt să-l iei. Da. Și luni după amiaza la 4 o să fie foarte frumos, că o să fie foarte mare aglomerație și chiar în centru. Dar trebuie să vorbești mai tare, că altfel nu o să se audă dacă vorbești așa în Luni șoaptă. dimineața la luni dimineața, luni după amiaza la 4 este foarte mare plăcere în Frankfurt, că este foarte, foarte aglomerat. Toată lumea este de la muncă. Dar cred că este aglomerat peste tot, în toate orașele mari. Și în București e aglomerat, și în Târgu e aglomerat. Toată lumea este la semafor în Târgu. Avem o singură intersecție cu semafor în Târgu și de obicei... Și toate mașinile acolo. Și de obicei semaforul e oprit.
Da, în fine, asta era o mică paranteză. Mi-a O lisucat mică tu. glumă. A dormit, a muțăit. Dar este o hoață, că nu mai dorme decât dacă sunt lângă ea. Dacă mă ridic de lângă ea, gata, s-a dus somnul. Claudia face iar criză. Claudia face criză, am dat un medicament mai puternic să se liniștească pentru că făcea criză după criză. Și i-am dat medicamentul și face criză în continuare, da, adică... Bine, hai că abia încă s-a nu și-a scos după făcut, furtună. încă nu și-a făcut După furtună. efectul, da. Gusio no meu kijante moto. Kijante moto. No, și cam atât astăzi. Ha, ce să zicem? Ar fi trebuit să mergem la cumpărături, să ne mai luăm ceva de mâncare, dar ne descurcăm până luni, nu e așa tragedie. Mergem în vizită. Da, dacă nu mai avem ce să mâncăm, mergem și noi în vizită pe la unul, pe la altul. Tati, ce ai făcut aici? Mi-ai scos, da, pe acolo.